Bună ziua! Sunt Sorina Stoian și mă bucur să vă vorbesc în cadrul acestui material despre rezolvarea pe mulțimea numerelor întregi a ecuațiilor și inecuațiilor cu modul. În cadrul acestui material vom exprima cu ajutorul caracteristicilor modulului etapele de rezolvare ale unei ecuații, respectiv inecuații, pe mulțimea numerelor întregi. În primul rând, să ne reamintim definiția modulului unui număr întreg. Modul de x este egal cu x dacă x este număr pozitiv, este 0 dacă x e 0 și este egal cu minus x dacă x este negativ. Pentru a rezolva o ecuație pe mulțimea numerelor întregi, o ecuație cu modul, vom întâlni următoarele cazuri. Dacă avem modul de x egal cu a și a este pozitiv, atunci x egal cu plus minus a. Dacă a este 0, atunci x va fi 0, iar dacă a este negativ, atunci x va aparține mulțimii vide. Pentru a ilustra mai bine aceste cazuri, rezolvăm împreună următoarele exerciții. Modul de 2x plus 1 egal cu 5. Asta înseamnă că 2x plus 1 este egal cu 5 sau 2x plus 1 este egal cu minus 5. Așadar, ecuația cu modul s-a redus la rezolvarea a două ecuații pe mulțimea numerelor întregi. 2x egal 4, x egal 2, iar în celălalt caz, 2x egal cu minus 5 minus 1, minus 6, x egal cu minus 3. Așadar, soluția ecuației este formată din numerele întregi minus 3 și 2. Al doilea exemplu, modul de 3 minus 2x egal cu minus 9. Păi noi știm că un modul este mai mare sau egal cu 0, este nenegativ. În concluzie, această ecuație nu are soluții. Iar al treilea exemplu constă într-o ecuație cu două module. Mai întâi scăpăm de modulul din exterior, adică ecuația se va scrie 2 plus modul de x plus 3 egal cu 5 sau 2 plus modul de x plus 3 egal cu minus 5. În primul caz, modul de x plus 3 va fi egal cu 3, adică ecuația se reduce la ecuația de tipul 1, în care x plus 3 e 3 sau x plus 3 este minus 3, deci x egal cu 0 sau x egal cu minus 6. Iar în celălalt caz vom obține modul de x plus 3 egal cu minus 5 minus 2, adică minus 7, adică x este mulțimea vidă. Așadar, soluția ecuației este formată din numerele întregi minus 6 și 0. Acestea sunt exemplele pentru rezolvarea ecuației cu modul pe mulțimea numerelor întregi. Pentru a rezolva o inecuație, vă propun să rezolvăm mai întâi, să parcurgem împreună, inecuațiile din tabelul alăturat. Inecuații elementare. Modul de x mai mic a 2. Păi pentru ca modul de x să fie mai mic a 2, înseamnă că x e cuprins între minus 2 și 2. Adică soluțiile întregi vor fi minus 1, 0, 1. Dacă inegalitatea este și cu egal, vom lua și extremitățile, adică minus 2 și 2. În cazul în care modul de x este mai mic decât minus 4, adică decât ceva negativ, nu se poate. În concluzie, x este mulțimea vidă. Dacă inecuația este de genul modul de x mai mare decât 5, atunci x este mai mare decât 5 sau x e mai mic decât minus 5. Deci soluția va fi formată dintr-o infinitate de valori, de forma toate numerele mai mici ca minus 5 și mai mare decât 5.
În cazul în care inecuația este și egal și cu egal, adică este inecuația mai, modul de x mai mare sau egal decât 5, vom considera ca și soluții și valorile 5 și minus 5. Iar dacă modul de x este mai mare decât ceva negativ, această afirmație este adevărată întotdeauna. Un modul este mai mare sau egal decât 0. Deci, evident că este și mai mare decât minus 8, ca în exemplul de aici. Deci, soluția inecuației poate fi orice număr întreg. În continuare, vom rezolva împreună următoarele inecuații pe mulțimea numerelor întregi. Modul de 2x plus 3 mai mic sau egal decât 9. Acest lucru înseamnă că 2x plus 3 este cuprins între minus 9 și 9. Și vom rezolva împreună această dublă inecuație. Vom scăpa mai întâi de acel plus 3, adică scădem 3. Înseamnă că 2x este mai mare sau egal decât minus 12 și mai mic sau egal decât 6. Și acum împărțim la 2. Minus 6 mai mic sau egal decât x mai mic sau egal decât 3, adică x e cuprins între minus 6 și 3. Dar x este număr întreg, deci soluția inecuației va fi formată din minus 6, minus 5 și așa mai departe până la 3. Următoarea inecuație spune că modul de x plus 3 e mai mic decât minus 5. Păi nu se poate așa ceva, deci x este mulțimea vidă. Da, dar modul de x plus 3 mai mare decât minus 5 este adevărat întotdeauna, deoarece modulul este pozitiv sau 0. Deci automat este și mai mare decât minus 5. Deci x poate fi orice număr întreg. Și ultima inecuație pe care vă propun să o rezolvăm constă în modul de 2x plus 3 mai mare decât 9. Mai mare sau egal decât 9. Această inecuație se transcrie astfel. 2x plus 3 mai mare sau egal decât 9 sau 2x plus 3 mai mic sau egal decât minus 9. Da? Rezolvăm și vom obține 2x mai mare sau egal decât 6, x mai mare sau egal decât 3, dar x este număr întreg, deci x aparține 3, 4, 5 și așa mai departe. Cealaltă inecuație se transcrie 2x mai mic sau egal decât minus 12, x mai mic sau egal decât minus 6, dar x este număr întreg. Deci, x aparține puncte, puncte, minus 7 până la minus 6. Aici aveam sau. Sau înseamnă pe termenii operațiilor cu mulțimi, reuniune. Deci, soluția 1 trebuie să o reunim cu soluția 2. Și vom obține că x aparține de la minus infinit, minus 7, minus 6, sărim apoi la 3, 4, 5 și așa mai departe. Și aceasta este soluția inecuației prezentate. Acestea au fost câteva exemple de inecuații cu modul. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes în continuare. La revedere!